Sala de festivități a grădiniței Dumbrava Minunată din Giurgiu a fost amenajată azi în așa fel încât să imite o stradă cu semafoare, treceri de pieton și alte semne de circulație, totul în cadrul unui proiect pe teme de educație rutieră. La acțiune au participat și dascăli din Ruse, Bulgaria, dar și din Târgoviște, în cadrul unui schimb de experiență și a unui proiect comun. Avem pregătite în program o activitate practic aplicativă, un program artistic cu cântece și dansuri, iar în partea a treia, decernarea diplomelor copiilor bulgari și români, participanți la concursul pe aceeași temă, educație rutieră. Expoziția se află în holul grădiniței noastre. Mai avem invitați, reprezentanții ai inspectoratului școlar, ai casei corpului didactic, primăriei. Aceste instituții sunt parte din acest proiect Educație Rutieră. Scopul acestui proiect este de a educa copiii încă de mici să cunoască regulile de circulație, să știe să circule pe stradă și mai ales că viața este foarte prețioasă. Pentru programul cu teme despre educație rutieră s-au înscris 4 grupe de preșcolare ale grădiniței, copii care au demonstrat prin jocuri, cântece și dansuri că au cunoștință despre regulile de circulație și că știu să prețuiască viața. Sub îndrumarea educatorilor, preșcolarii de la grădinița Dumbrava Minunată sunt apreciați pentru proiectele pe care le derulează, ei fiind implicați în foarte multe acțiuni educative răsplătite prin premii și aprecieri chiar la nivel național.